Specialiștii lansează un avertizment puternic după ce s-au analizat mai multe probe din pui care se află în supermarketuri. Conform experților, consumul acestora poate cauza cistită 38% din probele prelevate fiind depistate cu E. coli. Tulpinile de bacterii care cauzează infecția ale tractului urinar se regăsesc în în supermarketuri. Acestea declanșează infecția urinară. Bacteriile din carne afectează vezica urinară și rinichii. Infecțiile vezici urinare se manifestă prin durere la urinare, nevoia de urinare mai des, stare generală de oboseală, frisoane, senzație de rău confuzie. Au fost prelevate probe de la 200 de produse de carne de pui din magazine și 38% din probe erau contaminate cu E. Potrivit datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, aproape 400 de noi cazuri de rujeul au fost confirmate în ultima lună. Numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 9.626 cu 393 mai multe față de raportarea lunară precedentă. Din fericire, nu s-au mai înregistrat decese. Jumătate dintre cazurile noi înregistrate sunt în județul Brașov. Număr mare de cazuri confirmate în ultima lună s-au mai înregistrat în Cluj, Satu Mare și Harghita. De la izbucnirea epidemiei în România, 3 34 de persoane au murit din cauza rujeolei. Rujeola sau pojarul este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații. Vaccinul împotriva rujeolei protejează copiii împotriva acestei boli. Doar un sfert dintre români duc aparatele electrocasnice vechi la reciclare. Majoritatea aruncă un televizor la 5 ani și au în medie peste 300 de kg de aparatură electrică și electronică în locuință. Asociațiile de colectare a deșeurilor încearcă să adune o parte din aceste vechituri care, aruncate la gunoi, degradează mediul și grăbesc încălzirea globală. V-ați gândit că televizorul dumneavoastră, cuptorul cu microunde sau fierul de călcat pot ajuta la producerea de energie electrică. Reciclarea unui frigider economisește 2800 de kilograme de dioxid de carbon. În prezent, România reciclează doar 5% din toate deșeurile generate, iar dacă până în 2020 nu vom reuși să reciclăm selectiv 50% din deșeurile generate, vom plăti zilnic amenzi în valoare de 200.000 de euro. Luni 16 octombrie începe plata avansului la subvențiile agricole pe 2017. Potrivit apia în data de 28 a, 9 a 2017 s-a publicat în monitorul oficial hotărârea de guvern numărul 701 privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri, precum și plafoanele aferente ajutoarelor naționale tranzit în sectorul zootehnic. Quantumul minim se majorează până la atingerea plafonului alocat în baza suprafețelor determinate, a precizat APIA. Quantumul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la cantitățile de lapte livrate sau vândute direct eligibile, respectiv la efectivele de bovine sau de femele, ovine, caprine eligibile, a mai menționat APIA. Ora de iarnă se aplică în fiecare an în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. În 2017, trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 28 spre 29 octombrie. Schimbarea orei făcându-se astfel încât ora 4 a dimineții de 29 octombrie devine ora 3. Trecerea la ora de iarnă înseamnă că vom dormi mai mult cu o oră, ceasurile fiind date înapoi. Astfel, duminică 29 octombrie va fi cea mai lungă zi din an, având 25 de ore. Medicii consideră că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de iarnă deoarece trebuie să se culce cu o oră mai devreme decât s-a obișnuit. Pentru cei care suferă de anumite probleme de sănătate, efectele schimbării ritmului biologic ar putea fi mai serioase.